iPhone-ul 14 nu merită cumpărat sub nicio formă și am să-ți explic în minutele care urmează de ce spun asta. Totodată am să spun și care telefoane de la Apple merită cumpărate în acest moment. Apropo, dacă tot o să-ți placă clipul, lasă acolo un like și abonare, nu te zgârci. Din start vă zic, unele modele nu-mi plac deloc și altele îmi plac foarte mult. Hai să vedem care e care. Și începem cu modelele astea mai de săraci. Bine, între ghilimele, evident. Este vorba de iPhone 14 și l-am pus lângă iPhone 13 să vă zic de ce cred eu că nu merită cumpărat iPhone-ul 14. Și acum, pe partea de dimensiuni, adică ne uităm aici, e efectiv același lucru, doar că iPhone-ul 13 e doar o idee mai subțire, deci nu o să vezi nicio diferență la dimensiuni și nici la greutate nu o să sesizezi cele 2 grame în plus la iPhone-ul 13. Aceeași construcție premium, aceeași rezistență la apă și praf IP68, efectiv același ecran, cu aceeași mărime și efectiv aceeași suprafață utilizabilă, avem literalmente aceeași rezoluție și același procesor, cum menționa că pe iPhone-ul 14 avem 5 coruri la placa video, deci la chipul grafic, în timp ce pe iPhone 13 avem 4 coruri. Practic, pe iPhone-ul 14 avem procesorul de pe iPhone 13 Pro Max, pentru că și între 13 simplu și 13 Pro Max aparent a fost o diferență, eu nu știam de ea. Diferența insesizabilă, nu o să o vezi nici măcar dintre iPhone-ul 13 simplu și 14 Pro Max, nu o să vezi nici o diferență în viața reală. Când vine vorba de performanță, mă refer. Se poate să vezi o oarecare diferență pe camera principală, unde avem F1.6 versus F1.5 pe iPhone-ul 14. Senzor shift văd că au ambele, credeam că aici a fost diferența aia, dar nu există, zic eu, o diferență notabilă, cel puțin pe partea de cameră principală. Și pe ultra-wide, din nou, nu știu dacă o să vezi atât de mare diferența între F1.9 și F2.2. Posibil să te ajute noaptea la niște poze mai bune. Aici, da, e chiar probabil. În rest, nici n-are rost să mai zic, e efectiv același telefon, nu prea are rost să mai repet același lucru, nu? Din punctul meu de vedere, ori ți iei iPhone 13, ori te duci la iPhone 14 Pro sau 14 Pro Max. Și hai să vedem și de ce zic acest lucru. Bun, și acum am pus 14 Pro lângă iPhone 14 simplu. În primul și în primul rând se vede diferența la design. iPhone 14 Pro arată mult mai bine din punctul meu de vedere, chiar îmi place cum arată. Evident că aș fi preferat să nu fie atât de mare bulina aia acolo, dar na, atât s-a putut. Măcar arată modern în sfârșit și le-am pus unul lângă altul pentru că efectiv, din punct de vedere al dimensiunilor, e cam același lucru, doar că iPhone 14 Pro e mai greu, e ceva mai premium, are oțel, dar avem și un ecran OLED mai bun și mai luminos, inclusiv la 120 de Hz de această dată, procesorul ceva mai bun. Ți-am zis, nu o să vezi diferența în viața reală deloc, însă adevărata chestie șmecheră vine la camere, unde avem 48 de megapixel pe camera principală. Evident, avem senzor shift și aici, dar și adiția de 3x optic, iar la ultra-wide, din ce văd, e același lucru. În rest, din nou, e cam același lucru, probabil să fie bateria ceva mai mare sau cam tot acolo. Nu știu, nu se specifică, din păcate. Și acum la 14 Pro Max și 14 Plus, e aceeași discuție ca la 14 Pro și 14 simplu, doar că evident astea sunt mai mari. Aici vedem și prețurile, bine, sunt niște prețuri aproximative, văd că astea sunt pe Amazon Germania. E diferență de $50 între 13 Pro Max și 14 Plus. Dar, în mare, mare parte, îs cam același lucru, doar că 13 Pro Max e ceva mai bun, pentru că are ecranul la 120 de Hz, e efectiv același procesor, dar avem și o cameră de 3x optic în plus. În rest, e efectiv cam același lucru. Și o zic că diferența asta de 50 de euro, dacă doar 50 de euro diferență, clar merită pentru 13 Pro Max. Și atunci eu nu prea îi văd rostul la iPhone 14 Plus. Dacă doar diferență de maxim 100-150 de euro, deci vreo 5-700 de lei, este între aceste două, eu nu prea îi văd rostul, adică e cam degeaba. Dacă diferența e și mai mică, cu atât mai mult, pentru că efectiv banii în plus se justifică. Ia să și vedem niște prețuri la noi în magazine. iPhone 14 Plus 5600 de lei pe eMAG și iPhone 13 Pro Max diferență de nici 100 de lei. Deci da, e clar, nu? Pe care îl alegi. Ia să vedem și un iPhone 13 pe la cât e acum, tot aici pe eMAG ne uităm, evident poate să fie și diferență de câteva sute bune de lei pe la alte magazine. Eu zic că l-am găsit și mai ieftin pe la un 3700 de lei, cred că o să-l găsești mai ales după ce o să se ieftinească chiar și mai ieftin. Deci iPhone 13 4000 de lei așa la o primă strigare, nici nu mai intru pe alt magazin, iar iPhone 14 aproape 4900 de lei, diferență de aproape 900 de lei, deci mai bine de 150 de euro sau de dolari. Scump, domnule, scump pentru nimic în plus, adică hai să fim serioși. Și acum aș vrea
să vă zic care telefoane de la Apple merită cumpărate în acest moment și cam la ce preț. Eu m-am uitat un pic pe eMag să-mi fac așa o idee. Nu știu dacă o să mai pun și acea secvență sau nu în clip. În primul rând, iPhone 11 pe la un 2000 de lei, maxim 2300, cu cât mai aproape de 2000 sau sub, de ce nu, de nou în magazine sigilat, cu atât mai bine, chiar merită și în acest moment. Asta dacă ești fan Apple, dacă nu, dacă poți și cu Android, găsești oferte mai bune în acel buget. Iar dacă e un telefon vechi de 3 ani, încă vreo 2-3 ani o să-și facă treaba bine. Mai apoi, iPhone 12 mini la un 2500, 2700, 2800 maxim de lei, cu cât e mai aproape de 2500 sau sub, cu atât mai bine. Apropo, eu aici mă refer la variantele de bază, iPhone 12 de la 2800 până la un 3200 maxim, după care 13 mini la un 3000 și un pic până în 3500 maxim, cu cât mai aproape de 3000, cu atât mai bine. iPhone 13 la un 3500 plus minus, mai ales după ce o să se reînnoiască stocurile, iPhone-ul 13 ar trebui să fie la un 3500 maxim, hai să zic un 3600. Și da, înlămurit-o, iPhone-ul 13 îl cumperi în loc de iPhone 14. După aceea, dacă te-ai gândit să-ți cumperi iPhone 14 Plus, îți recomand 13 Pro Max, mă mai repet o dată. Acum, pe la cât îl găsești? Eu l-am găsit la un 5700 de lei, 5800. În acest moment, exact la prețul ăsta e și iPhone 14 Plus. Dar chiar dacă iPhone 14 Plus o să fie la un 5000 de lei sau chiar 4800, tot mai bine merită iPhone 13 Pro Max, dacă tot ți-ai permis să dai aproape 5000 de lei, cred eu că o să-ți permiți și un 5800, cam tot acolo până la urmă. Dar beneficiile sunt clare în favoarea lui iPhone 13 Pro Max. Mai mult decât atât, și acesta cred eu că o să se ieftinească odată cu reînnoirea stocurilor. Și evident, iPhone 14 Pro, pe la cât îl găsești, și iPhone 14 Pro Max, dacă chiar vrei alea top on the top, pastia le alegi. Și acum vine întrebarea, păi Romane, eu am iPhone 12, merită să trec la iPhone 13? Că ai zis că nu merită cumpărat iPhone 14. Clar nu merită, nici măcar de la iPhone 12 la 14 Pro Max consider că nu-i mare afacere. Da, dacă vii de pe un iPhone 11, chiar și iPhone 11 Pro Max, e discutabilă treaba dacă merită să te duci la 14 Pro sau Pro Max, dar să te duci la un 14 simplu, nici în cazul ăsta nu merită. Unde clar cred eu că merită update-ul, dacă ai un iPhone XS sau mai jos, indiferent că vorbim de XS Max, merită să te duci chiar și pe un iPhone 13, 13 Pro Max. Da, în aceste condiții chiar merită. Și ca un mic rezumat, dacă vrei ceva din noile iPhone-uri apărute, din gama iPhone 14, îți recomand iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max. Și da, știu că am zis gama iPhone 14 și ți-am recomandat iPhone 13 și 13 Pro Max. De ce ți-am recomandat pe parcursul clipului, dacă ai sărit direct la final, du-te fuguța înapoi și o să vezi de ce. Și acum, tu ce crezi despre această nouă gamă de iPhone-uri? Merită sau nu cumpărate? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Evident. Iar până la următorul, eu îți doresc numai bine.